Nicu Bendea vă dă salutare vouă, foștilor colegi de izolare. Ce faceți, cum sunteți? Până la urmă nici el n-a fost sfârșitul lumii. Maia și aia nu erau deloc oameni serioși, de aia a dispărut și cultura și civilizația lor până la urmă. Cum ați petrecut? Cum ați... Cu ploile? V-ați făcut ploile? Că atâta a plouat, vai de mine! Sper că n-ați fost afectați de această calamitate care s-a abătut iar asupra noastră și sunteți bine, mă puteți urmări și mă puteți vedea. V-ați distrat un pic? Ați tras o horă ca și românii noștri de la Mamaia? Ce au făcut românii? După ce au ieșit un pic la terasă, după câteva beri, s-a auzit un pic de muzică și imediat s-au unit într-o horă splendidă mai multe zeci de români. N-au mai ținut cont de distanțare, n-au mai ținut cont de nicio regulă. S-au simțit bine, au dansat într-o horă. Hora românească făcută în cerc. Asta e simbolul bimilenar al României. Ne învârtim în cerc și nu reușim să găsim la nimic nicio soluție. Bine că s-au distrat ai noștri, bine că s-au distrat. Că ce să mai faci? Știți vorba aia. Râdem la pagubă și cântăm când se surpă tot în jurul nostru. Fără niciun apropo, vă spun eu la sfârșit despre decorul ăsta din spatele meu. Politicienii ce au făcut? Hămesiți după voturi, au plecat în teritoriu. Ludovic Orban a mers în zona Moldovei. L-ați văzut? A fost întâmpinat la Rădăuți pe acorduri de vioară. O fetiță i-a cântat la vioară ceva de suflet. Mai să scoată și Ludovic Orban mandolina și să o acompanieze. Domnule, eu nu înțeleg. Și doamna Dăncilă, când a mers odată în Argeș, a fost întâmpinată de niște fetițe, dintre care una dintre ele a stat în cap. Acum, când e moda asta să dăm jos statuile, nu știu de ce atâta slugărnicie pe român, mă. Noi încă le ridicăm statui la conducătorii ăștia vremelnici. Mai lasă-i încolo, domne, să dovedească prima dată ceva și după aia o să vedem dacă rămân sau nu în cărțile de istorie, dacă merită sau nu statuie. Nu? S-a dus în Vatra Dornei. Cred că acolo a mers în Vatra Dornei, domnul sau în gura humorului, nu rețin, într-una din astea două localități a mers domnul Orban și a vizitat o centrală termică. Bravo lui, în disperarea asta după voturi, în disperarea după a câștiga electorat, să meargă pe la fiecare cetățean, să inaugureze câte un aragaz, câte un reșou, că vremurile sunt grele și gazele sunt scumpe. Dar inaugurează vreodată ceva autostradă? Că acum am auzit că i-au dat iară vreo 11 milioane de euro lui Umbrărescu, clientul lor, să mai facă niște cârperi la autostradă. Umbrărescu, ăsta e predestinat pentru autostrăzile din România. Din autostrăzi, în loc să vezi ceva concret, e o umbră, umbra lui Mircea Lacozia, umbra autostrăzii din România. La umbra drumului bătrân, politicienii pe noi se cacă, se șterg cu voturile la fund, se îmbracină și după 4 ani pleacă. Nu pleacă! Vor să rămână în continuare pe viață politicieni cu pensii și cu salarii imense. Doamna Lina Goghiu a fost undeva în Banat. Într-o localitate s-a inaugurat un stadion renovat pentru echipa din Liga a 5. Un stadion superb renovat cu 200.000 de euro. Lovitura de începere a partidei s-a dat cu o minge care a venit dintr-un elicopter. Vă dați seama, fast și frumusețe. Numai că în localitatea respectivă oamenii nu prea au drumuri, nu prea au canalizare. Dar bine că au stadion renovat cu 200.000 de euro pentru echipa din Liga a 5-a. Asta ne trebuie nouă. Ce-i trebuie chelului? Tichieta Margaritar. Pe Cioloș l-am văzut după masă, ieri după masă, bea bere și făcea caterincă cu un băiat pe internet. Bă, eu l-am crezut mai serios, că e din Pericei, din zona de unde o veni și Iuliu Maniu, mă, dar și ăsta s-o dat cu... Degeaba e unchiul său, Ardelean, vulpea, dacă nu l-o învățați și pe el niște chestii. Cioloș în politică e ca vulpița în showbiz, în loc să fie și el mai vulpoi, mai... Și se pune cu urși din PSD, PSD-ul, cam bancul ăla, stă la marginea satului și așteaptă înserarea. Crește în sondaje și așteaptă viitoarele alegeri să fie iarăși la putere. Dar dă-i încolo un gând bun să îndreptăm către tinerii care astăzi
astăzi au intrat pe porțile școlilor pentru a susține examenul de bacalaureat limbă și literatură română. La ora asta, săracii atâta scriu, derup pixurile, că din prima se apucă. Sperăm să nu le dea poezie, sperăm să le dea basm. Orice zice în România, situația este de basm. Revin la situația de basm din spatele meu, m-a pus socra la dai cu șpaclu. Dat cu șpaclu, să renovăm un pic, măcar zidurile, măcar pereții, măcar să nu ne cadă tencuiala în cap. Drept e că domnul Vasile, mână de aur, dânsul lucrează mai mult, eu mai mult chibițez, îi dau la mână, îl mai țin din lucru, că ia viteză prea mare și să nu terminăm lucrarea prea repede și am dat câte suna gol, nu-i capul meu, e zidul, suna gol și atinichea. Am tot dat stratul jos până am ajuns spre tencuial, am dat hum, am dat, vă dați seama, am sperat să găsim o frescă, ceva, să vindem zidurile la ceva muzeu, să le dăm ca pe o operă de artă, dar nu găsim nimic. Nu găsim nimic, așa că o să dăm cu C17 și lavabilă și la revedere. O săptămână frumoasă, voi ce vă renovați? Ce schimbați? Ce... Că e momentul acum, e plin de demanul, numai Simona Halep nu e acolo să bată cu racheta la perete. Toată lumea renovează, redecorează, voi, casa de la țară, schimbați prin living. E bine, e bine. Să avem putere să facem locuința din jurul nostru, casele din, în care trăim, să fie pe placul nostru și să ne simțim bine, așa cum ne simțim bine aici pe internet. Mulțumesc de urmărire, de like-uri, de comenturi, abonare la YouTube și o săptămână ușoară. Nicu Bendea a fost și azi pentru voi. Numai de bine!